Era perioada în care celebrul vindecător Mudava venea și făcea hu-hu-hu și oamenii se duceau să le, nu știu, să-i bioenergetizeze, să le transmită unde, să-i facă mai deștepți, habar n-am. Și Mudava s-a candidat la președinție și a și luat câteva procente. Vorbim de o perioadă total tulbure politic, vorbim de dozatoare tech, de multe iconuri așa ale unei lumi care, vorbim de fapt de o tranziție dintr-o Românie înapoiată spre așa, spre o Românie care de fapt nimeni nu știa unde să ne îndreptăm.